ziua, dragii noștri! Iată că se pare că a venit primăvara de adevăratelea și pentru că e primăvară, astăzi, miercuri, de la 15 la 16, emisiunea Artă și Valori și gazda dumneavoastră, Anca Ciriac, v-a pregătit o emisiune plină de culoare. O avem astăzi ca invitată pe o tânără artistă și o să o salutăm pe Otilia Iutiș. Bine ai venit, Otilia, la noi în platou! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag am făcut invitația, mai ales pentru că, trebuie să spunem telespectatorilor, mâine este ziua ta. La mulți ani, la mulți ani, o să cântăm la mulți ani aici în platou. Și nu puteam să ratăm un astfel de moment, să povestim așa mai multe despre tine, să spunem la mulți ani într-un mod foarte festiv și o să aflăm de la tine de ce este așa de important ziua de mâine, dincolo de faptul că e ziua ta, dar le luăm așa pas cu pas. O să spun telespectatorilor noștri că Otilia este o tânără foarte, foarte talentată, este absolventă de arte plastice, dar mai are o specializare și în psihologie. A făcut și master și doctorat, și un master în psihologie, dar și master și doctorat în arte plastice. Și este designer de bijuterii, dincolo de faptul că pictează foarte, foarte bine și frumos. O să vreau, draga mea, să-mi povestești puțin cum de vine această dublă specializare, psihologie și arte, cum se îmbină. Eu am făcut un liceu teoretic, deci nu m-am dus pe drumul artei din prima. Chiar aș putea spune că foarte târziu m-am hotărât să mă duc pe drumul artei. Ulterior am ales psihologia pentru că simțeam că am nevoie de niște răspunsuri, poate pentru mine, mai mult. Și în paralel cu facultatea de psihologie am realizat și facultatea de arte plastice la secția pedagogia artelor plastice și decorative. După ce am terminat și a doua facultate, adică artele, m-am înscris la un master de psihologie, master de terapie de cuplu și familie. Și după ce am terminat și acest master, m-am hotărât definitiv că vreau să rămân pe drumul artei și să merg pe calea asta, unde este totul mult mai colorat, mai frumos și mai armonios. Așa este, într-adevăr, pentru că până la urmă și în psihologie este foarte multă culoare și în această carieră, dacă ai fi ales să o continui, își găsea locul și facultatea de arte și pregătirea ta artistică, cu siguranță. Să venim acum la alegerea ta de a face artele plastice. De unde a venit îndemnul acesta? Aveai preocupări? Te-a descoperit cineva? Cum te-ai hotărât să urmezi artele plastice? De mic mi-a plăcut să pictez și să colorez, dar nu pot să spun că eram extrem de talentată și nici nu am hotărât să merg în direcția aceasta. Cred că foarte, foarte ușor, cu pași foarte mici, m-am îndreptat spre cariera asta. Poate a fost de ajutor și că am interacționat de mică cu arta, fiindcă mama mea este muzeograf și conservator la Muzeul de Artă din Iași. Probabil și faptul că mereu am fost stimulată vizual de lucrări de artă a avut un impact pozitiv asupra alegerii mele. Ce pot să spun? Mi-a plăcut și când am văzut că reușesc să pictez din ce în ce mai bine, asta a fost și un surplus de motivație. Da, cam asta a fost direcția în care am apucat-o. Ai povestit că ai trăit cumva în muzeu, am putea spune, da? Pentru că de mică ai fost introdusă în lumea asta a culturii, a lucrurilor de valoare, a frumosului. Ai ales să mergi la o secție care e cumva mai extrovertă față de celelalte, pentru că dăruiești prin a fi profesor. Da? La pedagogia artei, studenții se pregătesc pentru a fi profesori de arte vizuale, de arte plastice. De unde a venit hotărârea? Sau cum de te-ai hotărât să mergi la secția asta? Și nu la pictură, de exemplu, sau poate la
design? Probabil pentru că la momentul respectiv nici nu eram foarte încrezătoare în talentul meu și consideram că secția asta mă va ajuta și pe mine să mă dezvolt artistic. Probabil că a fost o alegere cumva ajutată și de faptul că provin dintr-o familie de profesori, profesori de istorie și mereu am fost în interacțiunea asta cu predare, școala în general. Mereu am avut interacțiunea aceasta. Și a existat filonul educațional, cumva să zic, poate da. Și nativ, poate și educat. Da. Da, așa aș putea spune. Și, sincer, nu am regretat pentru niciun moment, pentru că chiar și în timpul facultății am avut interacțiuni la nivel de voluntariat, desigur, cu diferite centre de after school, educaționale, unde, să zic așa, am reușit să îmi creez un stil de a lucra cu copiii, pe care l-am dus mai departe și în cariera mea didactică și care cred că este benefic pentru copii, pentru că au nevoie de un profesor tânăr care să știe să interacționeze cu ei, să le înțeleagă gândurile, să le înțeleagă nevoile. Faptul că ai făcut și psihologie e un atu pentru tine ca și profesor, pentru că având pregătirea asta psihologică e cu siguranță mult mai în avantajul copiilor, pentru că sunt sigură ești un alt fel de profesor și am să te rog să ne detaliezi puțin cum e să fii profesor de arte plastice, arte vizuale, în condițiile în care astăzi mai toată lumea fuge de învățământ și e și un obiect vocațional pe care poate părinții nu-l bagă foarte mult în seamă, pentru că e importantă încă mai e importantă matematica și limba română. Cum da. E să fii profesor? Sincer, cred că lumea fuge de cariera de profesor nu din cauza faptului că ar fi o profesie grea, ci pentru că poate copiii s-au schimbat. Și copiii s-au schimbat în sensul în care ei cumva acum sunt într-o altă lume. Noi am trăit în lumea în care nu aveam tehnologie, nu aveam telefoane, computere, nu aveam nimic. Noi știam doar să ne ocupăm timpul cu a citi, a crea, a învăța. Acum ei sunt foarte distrași de lucrurile astea ale tehnologiei. Plus, cred că este un mare, mare factor prezența sau absența părinților în viața lor. Pentru că văd foarte mulți copii care sunt traumatizați cumva de absența părinților. Dacă ei totuși sunt, cred că unii exagerează prin implicarea lor și pun foarte multă presiune pe copii. Și asta și, la fel este un lucru negativ. Iar ei cumva sunt pierduți între aceste două extreme și nu prea își pot găsi echilibrul, cred eu. Cred că arta totuși, ora de educație plastică îi ajută să-și exprime niște trăiri, niște frustrări, poate niște emoții pozitive. Orice este sentiment și lau în adâncul sufletului poate fi transpus pe pânză, pe carton, pe ce găsesc ei. Vorbeai de această agățare, să spunem, între două lumi, dacă am putea exprima astfel a copiilor, între ceea ce ne definește pe noi ca oameni, sentimente, emoții, da? Și tehnologia care practic ne îndepărtează de aceste lucruri. Mă gândesc că exact asta face ora de arte plastice, poate reușește să mențină copiii mai în contact cu ei înșiși și astfel să facă o punte între ei și părinți. Cum sunt lucrările copiilor? Ce spun ele? Reușești să-ți dai seama din lucrări? De să știți lucruri? Că copii talentați sunt peste tot. Deci nu contează școala, nu contează liceul, copii talentați sunt peste tot.
Și eu am încercat să integrez în orele mele de educație plastică și componenta asta a tehnologiei, în sensul că poate nu le place modelul pe care îl propun eu într-o oră, le las un pic de libertate, în sensul că au voie să caute un model pe telefon și să se inspire de acolo, pentru că sunt multe aplicații în ziua de azi care Pot ajuta, de fapt. oferă foarte, foarte multe lucrări extraordinare. Sunt aplicații care îi pot învăța exact pas cu pas cum să deseneze diferite lucruri sau animale sau portrete. Și lucrul ăsta îi ajută foarte, foarte mult și lucrările, eu zic că de la un an la altul sunt din ce în ce mai bune. Eu chiar observ evoluția unor copii cu care am făcut, să zic, ora de educație plastică în clasa 5-a, acum ei sunt în clasa 8-a. Sunt copii care își cultivă talentul chiar uneori și în absența profesorilor și lucrează foarte mult acasă și lucrul ăsta se vede. Dacă ar fi să spunem părinților să-i încurajăm să-și lase copiii mai mult la astfel de activități, care ar fi motivele pe care le-ai invoca, recomandându-le să-și lase copiii la ore de arte plastice? Cred că copiii ar trebui să experimenteze absolut tot. Să facă și cursuri de matematică, și de română, și de arte plastice, de teatru, de absolut orice. Și numai așa, prin experimentare și prin trăire, își pot da seama dacă le place sau nu. Eu, sincer, de exemplu, știam de mică, când am să ajung nici mare matematiciană, nici informaticiană, eram sigură că vor fi niște drumuri legate de filologie și cred că ar trebui ca părinții să aibă mai multă încredere în copii, în sensul că copiii știu mai bine dacă sunt capabili sau sunt cum au creierul pregătit pentru matematică, pentru informatică sau pentru filierea asta filologică. De multe ori părinții spun, ești prea mic și nu știi tu ce vrei, lasă că știu eu mai bine. Și atunci de aceea poate hotărăsc în locul copiilor și nu întotdeauna hotărârile părinților, deși sunt bine intenționate, sunt în beneficiul copiilor. Să vorbim strict de cursuri de arte plastice. Care ar fi semnele pe care un părinte ar putea să le vadă la copilul lui și să tragă concluzia că ar avea cumva talent pentru desen și să-l îndrume ulterior spre un curs? La ce ar fi bine să fie atenți părinții? Când Efectiv, copilul ce? când copilul preferă să deseneze în loc să se joace sau să picteze în loc să se ducă să se joace pe calculator, astea sunt semnele clasice, spun eu, că un copil este mult mai atras de lumea artei decât alte stimulente din exterior și dorește prin artă să-și exprime trăirile sale. Mai spun părinții în același timp că știți, noi, nici eu, nici taică-su, nu suntem talentați, la noi în familie nu știe nimeni să tragă două linii drepte. El pare că ar da semne că e talentat, dar nu știm cât de talentat e. Cum putem evalua un copil în așa fel încât să ne dăm seama dacă e făcut pentru arte plastice sau nu, dacă e talentat sau nu? Cred că talentul nu ține neapărat de genele pe care le obține copilul. Se poate să fie un copil provenit dintr-o familie cu profil real și să fie un copil extrem de talentat. Ar trebui ca părinții să-l îndrume un pic spre un profesor foarte pregătit de arte, iar profesorul respectiv să le evalueze pe copil și să comunice părinților care ar fi Parcursul, progresul, da, și da, cum ar. cum ar veni,
cum ar fi progresul copilului și să-l îndrume spre viitor, poate pe filiera grafică sau pe filiera design, pe filiera pictură. Un profesor își poate da seama și de lucrurile astea și să îl încurajeze pe copil să se ducă direct spre acea categorie a artei. Vorbind acum de direcționare, o să ne referim strict la tine, sau o să întoarcem așa obiectivul spre tine, pentru că o să fac o mărturisire. Eu am descoperit-o pe artista Otilia Iutiș pentru bijuteriile sau prin bijuteriile ei. Pentru că mi-au picat la un moment dat ochii pe niște bijuterii grozave și am spus, trebuie să aflu cine realizează aceste bijuterii. Și atunci vine firesc întrebarea, de unde pasiunea pentru jucării? Pentru bijuterii și ele sunt niște jucării ale Da. oamenilor mai și mai ales ale noastre, ale doamnelor. De unde pasiunea pentru bijuterii? La fel cu arta, nu a venit dintr-o dată, a venit cu pași înceți, dar siguri. Am început cu niște bijuterii copilăroase, le spun eu, făcute din tot felul de mărgeluțe, ce găseam, efectiv. La un moment dat, categoria s-a schimbat și am început să colecționez tot felul de mecanisme, de ceasuri vechi, ori de mână, ori de birou, și să le desfac pentru a obține piesele de acolo. Nu m-am gândit niciodată că am să ajung la a desface mecanisme, dar cred că este și partea aceea din mine care vrea să recicleze cumva, să recondiționeze într-un fel unic și Creativ și minunat da. ceea ce poate unii văd ca ceva ce ar trebui aruncat. Și puțin câte puțin am început să realizez bijuterii cu piese de ceas. De obicei, cele mai simple modele sunt în care piesele de ceas sunt dispuse în mod aleatoriu, dar am încercat și unele figurine, le spun eu, sau mici compoziții, în care plasez diferite piese de ceas în, să spun eu, niște simboluri, copacul vieții, inima, bufnița, pisica, tot felul de animăluțe, simboluri, ce cred eu că ar fi mai atrăgător pentru o fată care să poarte asemenea bijuterii, pentru o femeie chiar și doamnele mai în vârstă. Sunt la fel atrase de genul acesta de bijuterii. Aceste compoziții sau piese sunt protejate de o rășină transparentă care le oferă și luciu și protecție. Și ele rezistă foarte bine în timp. Le port și eu, îmi port mândră creațiile Propriile creații. și mereu sunt admirate. Curentul acesta în anii de acum este foarte la modă. A venit așa câte un pic spre noi și acum este foarte în vogă. Curentul steampunk se numește. Iar în categoria bijuteriilor, asta intră la steampunk, intră bijuteriile create cu piese de ceas. Asta este povestea bijuteriilor. Exact, asta m-a atras și pe mine în momentul în care am văzut că nu erau doar simple bijuterii. De obicei găsești o piesă mai mare care e montată, știu eu, într-o montură dintr-un metal și cam asta e tot. La tine chiar te apleci cu privirea, cu sufletul spre bijuteria respectivă și încerci să înțelegi care-i povestea. Pentru că e o mică lume. M-a făcut să mă gândesc Tocmai. la globurile acelea cu, nu știu exact ce au în interior,
scap acum, cu gelatină, nu știu exact ce e în interior, globurile acelea de Crăciun, când se întâmplă o întreagă lume acolo. Exact senzația aceasta am avut-o privind bijuteriile tale și chiar detaliu cu detaliu stăteam să mă uit să mă, și mă întrebam ce-o fi vrând să spună povestea. Pe de altă parte, ce-am remarcat, o grijă, o atenție deosebită la detalii. Foarte bine lucrate. Uneori stai și te întrebi oare cum o fi reușit să facă acel lucru. Și vin acum să te întreb de unde ți-ai perfecționat, să spun, tehnica de realizare a bijuteriilor, dincolo de partea de compoziție, care, mă rog, e exersată pentru că ești artist. Există niște cursuri de bijutier, există niște secrete pe care le poți afla de undeva. Cum? De cursuri știu că există, dar eu nu am participat la absolut niciun curs. Tot ce știu, tot ce am învățat este prin încercare și eroare. Nu pot să spun că erau atât de frumoase la început. Am folosit și un alt tip de reșină. La început erau mult mai simple, mult mai copilărești. Acum am evoluat, spun eu, și încerc de fiecare dată să devină o bijuterie care, în primul rând, să placă și, în al doilea rând, să reziste în timp. M-am perfecționat prin multe, multe încercări și, desigur, că sunt și bani cumva consumați, dar asta nu mai contează. Până la urmă, contează să fie ceea ce-mi doresc. Să fii tu mulțumită, în primul rând, nu? Da. Să rezulte un produs bun și care să placă. Probabil că în timp ți-ai dezvoltat cumva și o tehnică personală, că vorbești de această rășină, felul în care, știu eu, prinzi lucrurile, dacă cineva ar încerca să copie, pentru că se întâlnește de foarte multe ori, și-ar da seama de secretele pe care le folosești? Apropo de copiat, să știți că nu sunt singura care realizează bijuterii cu piese de ceas din Iași, dar consider că fiecare are stilul său și pentru un ochi avizat nu se poate să confundăm bijuteriile create de mine cu bijuteriile altcuiva. Da, cred că este un stil aparte pe care fiecare și-l creează în timp. De exemplu, fondul compozițiilor pentru bijuteriile mele este mereu foarte colorat, aș spune eu. Și în timp, apropo de îmbunătățirea tehnicii, am făcut mai recent diferite pandantive cu ajutorul unor matrițe și ajutorul unor baze care nu au platou. Deci ele sunt extraordinar de deosebite. Din păcate, foarte puține am reușit să fac, pentru sunt că este un procedeu. Este un procedeu complicat și consumator de timp și de resurse, pentru că resursa principală la aceste bijuterii este rășina, care este de o calitate înaltă pe care o folosesc eu. Și aceasta este cumva, să spun, o mostră, ca să văd cum reacționează piața, cum reacționează clienții și vedem pe parcurs dacă merită. Am văzut, poate pot spune, greșesc dacă spun că ca și inspirație te inspiri uneori din Gustav Klimt? Da. Este pictorul meu favorit, pe lângă Van Gogh. Și aș putea spune că inspirația de la Gustav Klimt nu se duce neapărat numai în zona bijuteriilor, se duce și spre tablouri. Și dacă aș fi avut mai mult timp pentru expoziție, cred că m-aș fi dus cu câteva reinterpretări ale lui Gustav Klimt. Deja am realizat una, dar pe altă cromatică, pe cromatică albastră. Și chiar a plăcut multor oameni.
Pe viitor asta mi-aș dori să mă duc spre o zonă mult mai decorativă, să includ cât mai multe, știu eu, tehnici sau materiale mai neconvenționale. Neconvenționale. Clienții cum reacționează la bijuteriile tale? De obicei, pozitiv. Să știți că de mulți ani sunt pe piață cu acest gen de bijuterii și din ce în ce mai multă lume este, dacă nu interesată, poate chiar intrigată. Și toți se opresc și admiră bijuteriile și le se pare ceva absolut inedit. Așa cum spuneam și eu, te-am întâlnit datorită bijuteriilor tale și atunci, vorbind de cromatică, o să facem puțin trecerea și spre lucrul care se va întâmpla mâine, da, de ziua ta, și o să dezvăluim telespectatorilor că mâine este vernisajul ultimei tale expoziții, care se numește Efuziuni Cromatice, și am să te rog să ne spui pe final de emisiune cu tine ce se va întâmpla mâine. Mâine vă aștept cu mare, mare drag la vernisajul expoziției Efuziuni Cromatice, o expoziție pe care mi-o doresc de foarte mult timp și s-a concretizat în formula aceasta care mi este foarte dragă. Este o serie de 23 de tablouri cu elementul central cromatica, care este poate un pic neobișnuită pentru ceea ce este acum pe piață, în sensul că este o cromatică poate un pic mai vie, mai strălucitoare, mai Avem puternică. nevoie de această vibrație Da, în alta culorilor. da. Și de asta mi-este foarte dragă această expoziție. Vernisajul se va întâmpla mâine La ce oră la și unde? ora 6, adică 18, 18? la Galeria Tonița, pe strada Lăpușneanu. Vă aștept cu mare, mare drag. Asta le spunem și noi telespectatorilor, dragilor, mergeți mâine și spuneți la mulți ani Otiliei Iutiș, artista care are vernisajul exact de ziua ei, Efuziuni Cromatice. Noi vom lua o scurtă pauză și vom reveni cu a doua invitată a zilei de astăzi. O să vedeți imediat cu cine. Mulțumim tare mult, Otilia! Vă mulțumesc! Iată-ne din nou în platou, continuând minunata emisiune de astăzi, Artă și Valori, și o să rămânem tot în zona formelor și a culorilor, numai că vom schimba textura pe care lucrăm și materialul pe care vom lucra, și o să vorbim în continuare cu invitata noastră, Andreea Lăpușneanu. Bine ai venit, Bună Andreea! ziua! Bine Despre v-am găsit! tatuaje și despre a desena și a picta pe pielea umană, de ce nu? Da? Exact. Și am să te întreb, draga mea, de unde pasiunea pentru tatuaje la cineva care a absolvit farmacie? Sincer, personal vorbind, foarte, foarte mult mă atrage ideea de risc. Pentru că este o chestie irreversibilă, așa cum am încercat să scriu și în reclamele pe care le facem pentru Tattoo Fest. Tatuajul este o chestie irreversibilă. Nu prea se mai poate șterge, cel mult se mai adaugă Mici niște detalii. artificii. Da. Dar cam asta. Și mă atrage foarte mult chestia asta. Da, eu recunosc că vă urmăresc de la distanță, n-aș fi niciodată în stare să-mi fac un tatuaj pentru că, apropo de riscuri și de durere, mie mi se pare că a-ți face un tatuaj înseamnă foarte multă durere și am să te rog pe tine să-mi spui și mie și telespectatorilor dacă, într-adevăr, a face un tatuaj înseamnă durere. Înseamnă și durere, dar la capătul drumului apare un rezultat spectaculos. Pentru că e vorba de opere de artă, e vorba de tocmai asumarea acestui risc și, cum să spun acum, tatuajele arată atât de real, parcă se mișcă odată Cu persoana. Da. Vorbind de lucrul acesta de opere de artă, ne duce cu gândul că întotdeauna vom da de un tatuator mare artist. Exact. Cum facem? Cum știm să alegem totuși un artist tatuator bun față de
cineva mai puțin bun, pentru că sunt acele tatuaje clasice pe care le știe toată lumea, cu sirena și săgeata în mână și cu ancora. Acelea intră în stilul new school, old school. Deci există un stil, o categorie și, mă rog, se poartă și acelea încă. Se mai poartă. Da, da, da. Dar eu, de exemplu, dacă m-aș hotărâ că vreau să-mi fac un tatuaj și la un moment dat chiar voiam să-mi fac un tatuaj invizibil, adică, mă rog, alb. Aici încheietura mâinii, mic. Da. Cum ar trebui să-mi aleg artistul tatuator la care merg? În primul rând, datorită tehnologiei din ziua de azi, este foarte ușor să urmărim un artist tatuator. Spre exemplu, pe contul de Facebook, pe Instagram sau pe website-urile lor personale. Și, mă rog, ne dăm seama. Adică dacă iei și urmărești exact, este foarte ușor să dai seama care e bun și pe care ți l-ai dori și ca așa. În al doilea rând, de asta chiar organizăm convenții, pentru că, de exemplu, tu, să spunem, stând în Iași, nu ai acces chiar la orice tatuator, la un artist tatuator care vine din afară, de exemplu. Și atunci noi aducem la convenție. De aceea este unica perioadă din an, aici în Iași, când avem artiști tatuatori și din afară. Deci nu numai. Și acum tu ai dezvăluit așa înainte de a te întreba eu motivul pentru care astăzi, odată în plus, ești invitata mea, este pentru că în Iași avem, dragi ieșeni, un eveniment de talie internațională care ne pune așa pe o hartă foarte importantă a evenimentelor și este vorba de un festival internațional de tatuaje, care este la 10-a ediție, exact. Da, deci e băiat mare de acum. Care anul ăsta, ca de fiecare dată, dar odată în plus, are parte de o organizare deosebită și am să te rog să ne spui mai mult. Mulțumim. Da? Da, ne aflăm la 10-a ediție, adică a trecut un deceniu de când ne chinuim să, să creiem. Dar vă chinuiți foarte bine, adică cu rezultate foarte bune. Da, ne dorim foarte mult să facem o comunitate așa coagulată de oameni care își asumă niște libertăți și încearcă să trăiască așa fără prejudecăți, adică în sensul ăsta. Da, și ce să-ți mai povestesc? Decurge tot așa, pe 3 zile, la sfârșitul fiecărei zile. Trebuie să spunem, pentru că lumea nu știe, okay. Da? Voi l-ați organizat de la prima ediție, spune-ne. Da, da? Inițial în varianta de 3, cu Gelu, Castor și eu, și mai încoace am rămas doar noi doi, eu și cu soțul meu. Și se desfășoară festivalul exact pe aceleași etape, are 3 zile. La sfârșitul fiecărei zile premiem tatuajele cele mai bune care s-au făcut în cadrul convenției. Poate veni oricine la festival, se poate tatua oricine peste 18 ani și așteptăm un număr cât mai mare. Știu că aveți ceva cu totul și cu totul deosebit, pentru că de aceea v-am invitat într-o emisiune de artă, fiind vorba de niște artiști care își realizează lucrările pe pielea umană, adică e materialul cel mai scump, cel mai greu de folosit. Și e limitat, adică în sensul ăsta mă refer, pentru tatuaj spațiul este limitat. Exact, limitat și trebuie să realizezi compoziția încât să... În așa fel încât să iasă desăvârșit. Deci aproape că se atinge perfecțiunea, mă rog, pentru cei care cred în chestia asta. Așa e. Dar ce voiam să spun de acea secție a voastră în festival, în care tineri artiști, dar nu neapărat, artiști, da? Pot veni și pot lucra, spune tu ce anume, da? Acel concurs de desene care pot deveni. Da, organizăm anul acesta din nou și un concurs de șevalete, adică se poate înscrie la fel oricine își dorește. Tema desenelor este ce poate deveni un tatuaj, sau, adică un desen care poate deveni un tatuaj. Mă rog, deci e o temă foarte... legată cumva, da, da. Și tot așa, duminică, la sfârșitul convenției, 10 tatuatori vor analiza lucrările care se fac acolo, tot în cadrul convenției, ca coadă, și, mă rog, cele 3 dintre cele mai bune vor fi premiate.
premiate. Există niște premii, se pot spune, sau e surpriză? Există niște diplome și, mă rog, restul rămâne surpriză. În ce tehnică pot realiza aceste lucrări de șevalet? Pictură, creion, nu contează. Deci orice poate deveni un tatuaj, dar nu contează cum. Și se va întâmpla acolo? Deci artiștii vin acolo, primesc materiale sau ar trebui să explicăm puțin? Nu. Noi asigurăm șevaletele, mă rog, col de hârtie și cam atât. Adică restul materialelor, în funcție de, de exemplu, dacă vin studenți de la Facultatea de Arte sau elevi de la liceu, probabil au preferințe pentru tehnică. Exact. Și inclinație spre o anumită tehnică și așa cum există mai multe categorii de tatuaje, negru și gri, de exemplu, black and grey-ul, este creion, este grafică, tatuajul grafic, tatuajul realist, sunt mai multe categorii. La fel și un desenator își poate alege tehnica lui, dar trebuie să realizeze ceva ce poate să ajungă un tatuaj. Am înțeles. Povestește-ne, te rog, mai mult despre cine va participa. Cine sunt artiștii care vin anul acesta la convenție? Anul acesta avem artiști din Scoția, din Anglia, vin mai mulți greci, sau nu-i merită anul ăsta mulți greci. Germania, ca de obicei, nu lipsesc de acolo, nici din Spania și, mă rog, și mulți români. De data asta, mulți români anul ăsta. Dacă ar fi să încadrăm cumva tatuajul ca, știu eu, preferință, am putea spune că românii preferă tatuajele sau rămâne un picuț în zona tabu și puțin... Da, eu așa înclin să cred. Mi-ar plăcea să fie altfel, adică totuși ne aflăm într-o zonă de tranziție. Adică oricum ne aflăm într-o zonă de tranziție, dar cel mai mult și cel mai mult îmi doresc și mai ales prin această convenție să schimbăm un pic regulile, Percepția. Să zic. Da, da, da. Pentru că, de exemplu, eu care lucrez în farmacie n-aș putea să-mi fac niște tatuaje undeva la vedere, pentru că, na, pacienții mei și-ar pierde cumva din încredere, zic. Adică, cred că sigur s-a întâmplat chestia asta. Eu încerc să-mi imaginez și varianta cealaltă, dar în general încă nu suntem foarte deschiși spre acest mod de viață foarte libertin și care privește strict esteticul și nimic mai mult. Pentru da. Că, să ne uităm în Occident, asta nu înseamnă că cei care sunt tatuați fac... lucruri indezirabile sau... Dar există această, da, din păcate, această percepție în, da, în da, populație că cei tatuați fie sunt din pușcării, fie sunt acei motocicliști care da, la prima vedere, da, e o percepție greșită și... Asta încercăm, da, asta încercăm să schimbăm și, repet, cred că totuși ne aflăm într-o zonă de tranziție. Cel puțin se vede, adică s-a văzut o evoluție, nu? Da, da, în, da. În ani. La noi mi se pare că merg un pic mai greu lucrurile, dar, mă rog, de asta și insistăm foarte mult cu acest eveniment. Și de-aia ne place și asta ne face să împingem mai departe. Lucrurile mai departe. Da. Așa este. Până la urmă, un artist tatuator este un artist, în primul rând, pentru că exact. Stăpânește foarte bine foarte multe lucruri. Dacă un artist obișnuit poate schimba hârtia, da, suportul pe care lucrează, așa cum spuneai, tatuajul este o lucrare ireversibilă. Acolo rămâne. Cum își găsesc ei inspirația? Cum au curajul de... Cum se procedează? Care sunt etapele, să zicem, etapele, pentru realizarea unui tatuaj? În general, în primul și în primul rând, se alege o poveste. De exemplu, fiul, fiica, mama, tata... Cu povestea vine clientul sau se sugerează? Personală. Sigur, sigur. Vine, da, clientul vine cu o poveste personală, cu o chestie personală, un desen care îi place, un personaj dintr-un film, deci ceva care îl pasionează. Mai departe, un artist tatuator care chiar, mă rog, știe ceea ce face și înțelege,
îi va sugera, în cazul în care clientul nu alege foarte bine zona sau mai știu eu, pentru că există tatuaje care nu se vor potrivi chiar pe orice zona corpului. Oricui sau oriunde. Exact. Nu? Și atunci artistul în general sugerează, hai totuși să-l mutăm, hai să-l mai mărim sau hai să, da. După care, mă rog, se continuă cu procesarea, cu efectuarea tatuajului, da. Concret, povesteai că sunt mai multe stiluri, ne poți dezvălui puțin? Da, sigur. De exemplu, dacă eu sunt mai conservatoare, să spun, în ce stil m-aș încadra de tatuaje? Și am și o meserie unde nu-mi permite... Nu știu, văd așa la tine ceva abstract. Abstract? Ceva abstract. Și unde ar trebui să-l poziționez? Asta ține de tine și de ceea ce îți dorești tu, da. Da. Dar înțeles. Te văd așa cu tatuaj, să zicem pe omoflat sau... Am înțeles. Deci să povestim așa despre câteva din stiluri? Ai spus de negru-gri? Da, negru-gri se numește black and grey. Chiar și la convenție avem această categorie pe care o premiem, unde acceptăm și o oarecare nuanță colorată, dar în sensul de umbră, deci care ajută... Griuri colorate, exact, până la urmă. Exact, griuri colorate, da. Mulțumesc. Așa. Există tatuajele color, efectiv, unde există foarte multe culoare, foarte multe culoare. Parcă sunt picturi, și de-a dreptul, exact, nu? Exact. Și unde se punctează foarte mult tehnica tatuajului, adică cât de bine a fost bătut tatuajul, cât de bine a intrat culoarea în piele, fără să fi spart pielea, pentru că se mai întâmplă, din păcate, uneori. Și, mă rog, amestecul de culori, iarăși, contează foarte mult, pentru că putem să obținem o culoare care nu este cea mai potrivită. Mă rog, așa, și foarte mult mai analizăm ceea ce este original, deci lucrarea de la care s-a plecat, pentru că se pleacă de la o lucrare originală, de la o poză, să spunem, și se ajunge la un rezultat final. Comparând acele... Transpunerea. Exact. Mm-hmm. Contează foarte mult și pentru juriu. Deci, iarăși, ține foarte mult la chestia asta. Culorile care se folosesc pentru tatuaje, ce fel de culori sunt? Sunt pigmenți naturali, din câte am înțeles, și care nu mai dau reacții adverse, cum era înainte. Acum sunt foarte bine controlați, sunt avizați, din câte știu, adică nu se mai vin cu lucruri contrafăcute și au niște timbre, sunt originale, deci nu le produce oricine. Dincolo de durere, mai există și prejudecata asta că nu e foarte sigur, pentru că se folosesc ace și dacă iau vreo boală, să lămurim și acest aspect pentru public. Ok. În zilele de... Bine, nu, sincer, nu e vorba de prezent. De ceva timp, de câțiva ani, bun de zile, nu se mai folosesc nici etuvele, nici acele ace care se sterilizau la etuvă sau... Acum se folosesc direct ace sterile de unică folosință. Și este ca la spital, unde trebuie să urmărim să ne se deschidă în față. În față. Dar e foarte, da, bine de spus. Deci, exact, dăm niște recomandări publicului. Absolut. La fel și la tatuaje, se deschide acul acela care este steril și se folosește doar la un singur client, se deschide în față. Deci, efectiv se întâmplă chestia asta și nu mai există riscuri decât dacă persoana are o problemă a lui personală sau, mai știu, alergii sau... Dar de obicei așa. Bănuiesc că se spune lucrul acesta sau ar trebui, ar fi, da, bine, da, nu? Da, să fie se întreabă spus înainte. Uh-huh. Da. Dacă ar fi să ne referim la populația care e consumatoare, să spunem, de tatuaj, da, există niște tendințe, există ceva la modă, există ceva învechit? Sincer, nu cred. N-aș putea să văd așa, deci să împart așa lucrurile, nu cred. Nu, nu. Poate să spunem ca tehnică de realizare a tatuajelor, să spunem că sunt un pic mai precise, un pic mai
frumoase, mai atrăgătoare, știi, sunt bătute mult mai bine, durează mai mult, pentru că tatuajele acelea foarte, foarte vechi, de 10, 20, 30 de ani, uneori trebuie rebătute, pentru că nu se mai văd foarte... Din, exact. Din acuratețea culorilor? Deci cam asta, da, exact. Cam asta ar fi mai nou. Să spunem că sunt culorile mult mai bune, acele de tatuaj mult mai bune, mașinile, nu mai vorbim, mai ales că se investesc foarte mulți bani în astfel de materiale. Echipamente, și, să spunem, da, nu? Da, da. Plus tehnica tatuatorului. Cred că doar asta ar fi nou. Altfel, da, nu. Iar tendințe, nu. Tatuajele sunt de toate felurile. Și, și sunt niște lucruri foarte asumă... personale până la exact, urmă, și, nu? Exact. Și cine își asumă chestia asta, deci clar e un om așa autentic. Și se poartă efectiv el pe el. Da. Există locuri în care să meargă oamenii doar pentru a-și expune aceste tatuaje? Nu. Nu, nu există? Nu. Aparte sunt aceste festivaluri care se organizează, nu doar la Iași, se organizează în mai multe orașe din România. Și să spunem că acestea ar avea specificul ăsta, adică vin cu siguranță oameni tatuați și tatuatori și tot felul. Dar altfel, nu neapărat. Nu. Comunitatea tatuatorilor din România, cum ai caracteriza-o, știu ca și nivel de performanță, unde ne plasăm în, pentru că e o convenție internațională, unde ne plasăm noi în contextul internațional? Sincer, cel puțin la convenția aceasta, dar și anul trecut, am văzut la artiști de noștri români niște lucrări excepționale. Deci nu mi-a venit să cred. Credeam că numai în afară există oameni așa care realizează niște chestii foarte deosebite. De perceput. Dar nu, și românii noștri se clasează tot așa undeva sus. Și... deci suntem în top. Da, sigur. Adică nu ne lăsăm cu una cu două și se știe lucrul ăsta și nu. Suntem tot acolo. Aceste convenții sunt și gen concurs sau e pur și simplu de prezentare? Nu. La sfârșit, în general, la orice convenție, din câte am înțeles și în afară, efectiv, la sfârșitul zilei au loc concursuri, unde se aleg tatuajele care s-au efectuat în cadrul convenției. Da. Și se premiază, cele mai reușite. Mai aveți doar două zile până la festival. Cum stați cu pregătirile? Suntem pe fugă, ca de obicei. E aproape gata. Au venit standurile, cred, se montează. Mâine vin... o parte foarte numeroasă din invitați. Ne întâlnim la o cină, așa. Ne reîntâlnim în fiecare an, la o cină joi seara, întotdeauna. Și, e aproape gata. Participanții vin doar din Iași? Mă refer la public. Vin doar din Iași sau vin de peste tot? Nu neapărat, nu. De unde avem participanți, da, din multe locuri. Aici te referi la public? La public. Pentru că noi suntem văzuți în toată Moldova, suntem și live pe Facebook și dacă cineva n-a știut, uitați, puteți veni repede la Iași, din toată țara, nu? la convenția Tattoo Fest. Da. De peste tot vine lume. Logic. Cei care se află în acest moment în Iași, avem și mulți turiști care vin și nu se așteaptă să găsească un festival de genul ăsta în drumul lor la Iași. Și în rest avem, da, de peste tot. Păi ce să vă spunem, mai lansăm încă o dată și am să te rog să spui tu din nou, da, unde, când, la ce oră? Anul acesta convenția are loc la Sala Polivalentă. Este o locație nouă, sperăm să facem față provocărilor, pentru că există provocări noi, dar, va fi ok și ce va apărea, noi credem că vom ține veți așa. Veți gestiona foarte bine. Exact. Începe de vinerea aceasta, de pe 15, durează 16 până duminică pe 17. Deschiderea porților are loc pe la ora 12. Publicul poate începe să vină de la 12. Și undeva pe la 10 sfârșește activitatea, să zicem. În fiecare zi, da? Da. Adică undeva pe la 8 încep concursurile.
Dragi ieșeni, îndrăzniți să faceți lucruri mai îndrăznețe, da? Pentru că iată, Iașul nostru este gazda unui festival deosebit. Mulțumim tare mult, Andreea, că mulțumesc ai reușit să vii mult, printre atâtea treburi și că am povestit despre acest frumos eveniment. Dragii noștri, vă invit și eu să rămâneți în continuare pe programele Infinit TV, pentru că aici primiți infinit mai mult. Ne revedem săptămâna viitoare la emisiunea Arte și Valori. Vă îmbrățișez ca de obicei. La revedere!